Copilul Dumnezeu plin de Duh trebuie să învețe a fi mai agresiv și mai îndrăzneț în afirmarea cu tărie a adevărului în numele puternic și victorios al Dumnezeului Creator. Noi nu lucrăm în tăria firii pământești, ci în puterea Duhului Sfânt. Cel care este pentru noi este mai mare decât cel care este împotriva noastră. Lauda lui Dumnezeu pentru asemenea asigurare. Să luăm acum în considerare întrebarea. De ce nu este greu să slujești pe Hristos când ești creștin? Vă rog să nu înțelegeți greșit limbajul acestei întrebări. Vorbim despre un creștin născut din nou, care urmează pe Iisus. Nu încape nicio îndoială că oricine va găsi că este ușor să trăiască viața de creștin. De fapt, poate să nu existe vreun lucru mai greu pe lume decât a încerca să trăiești pentru Hristos în puterea firii pământești. Este foarte probabil că multe din bolile degenerative și slăbiciunile corpului să fi fost produse de generații de zbatere de a face voia lui Dumnezeu prin efort omenesc. Oamenii sunt epuizați, sleiți din cauza acestui fel de activitate zadarnică. Nu vreau să spun că nu va exista niciun efort sau zbatere, dar pentru un creștin consacrat, calea ascultării este o bucurie și o încântare, iar biința este asigurată. Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui și poruncile Lui nu sunt grele. Marele ucenic al iubirii declară că nu este greu să asculți de legea lui Dumnezeu, când această ascultare este rodul unei relații de iubire. Psalmistul a scris: sunt încântat să fac voia ta, o Dumnezeul meu, da, legea ta este în inima mea. Sunt două motive puternice pentru care poruncile lui Dumnezeu nu sunt grele. Pentru adevăratul creștin care slujește pe Domnul. În primul rând, îl are de plină încredere că Dumnezeu îl iubește și face numai ceea ce este bine pentru el. În al doilea rând, el iubește pe Hristos în mod suprem și alege să nu riște a-i face neplăcere. Restricțiile pot deveni o plăcere. Cineva ar putea ridica o întrebare despre restricțiile scrise în Biblie, despre pedepsele pentru nelegiuire. Nimeni nu poate spune că ele nu există. Fac aceste cerințe și amenințări cu pedepsa ca ascultarea să fie o greutate? Să vă răspund la aceste întrebare cu două interviuri imaginare. Să presupunem că am avut un examen medical complet și doctorul în raport al celor descoperiți îl spune: Joe, am vești foarte rele pentru tine. Analizele arată că vei muri în afară de cazul că vei urma sfaturile mele cu exactitate. Pentru a salva viața, trebuie să asculți ce îți spune, să continui să urmezi instrucțiunile mele pentru tot restul vieții. Am descoperit că îți va fi necesar să mănânci de 2 sau de 3 ori pe zi pentru a salva viața și că trebuie să te forțezi să o faci în fiecare zi cât vei trăi. Gândiți-vă pentru o clipă. Acestea sunt reguli stricte în societățile prețe grele. Dacă încalc legea dată de doctor, îmi pot pierde viața. Va fi greu să urmez regulile acestea? Desigur că nu. De ce? Pur și simplu pentru că deja există o lege mai înaltă care mă face să mănânc zilnic. Legea fizică a ființei mele îmi cere să mănânc regulat și îmi place să fac. Este spre binele meu să mănânc. Nu trebuie să mă silesc, am să supune cerințelor rigide ale doctorului. În același fel, în viața fiecărui creștin lucrează o lege a iubirii, care este prelungirea normală a unei relații personale cu Isus. Poruncile și pedepsele Bibliei nu sunt deloc o amenințare, deoarece creștinul recunoaște o lege mai înaltă, care să-l conducă să facă exact aceste lucruri, care sunt cel mai mare bine al său. El nu ascultă pentru că se teme de pedeapsă, ci pentru că atunci când ascultă de cel pe care îl iubește, este cel mai fericit. Să ne imaginăm o altă convorbire care nu va avea loc niciodată în realitate. Mă pregătesc să plec de acasă pentru o lună de evanghelizare. Soția mea îmi spune la revedere, apoi cu solemnitate îmi spune urtie în față: ce, vei fi plecat pentru o lună și îți vei primi cecul înainte de a te întoarce. Vreau să citești foarte atent această urtie. Este o copie a unei legi care spune că vei fi luat în închisoare dacă nu trimiți banii pentru nevoile casei. Nu este foarte plăcută în această închisoare regională, așa că aștept să trimiți banii aceia imediat ce primești cecul. Este răbat ce spune ea, dar am nevoie de amenințare. Dar am nevoie de amenințare ce este lege să întrețin familia? Nu. Este o lege mai înaltă a iubirii, care mă face să vreau să îngrijesc de cei dragi ai mei. Iubirea transformă datoria într-un privilegiu fericit. Mă amintesc că am mers pe jos 10 mile prin ploaia torențială ca să nu pierd întâlnirea cu fata pe care o iubeam. Nu avea regrete. Dragostea pentru ea biruia greutățile. Nu voi putea face o povară din orice lucru pentru atitudinea pe care o avem față de el și pentru felul în care le aportăm la el. A sluji pe Iisus este o povară numai dacă relația cu el este greșită. Este calea îngustă, grea și nefericită? Am auzit oameni spunând: creștinismul este atât de restrictiv. Adevărat. Dar căsătoria este și mai restrictivă și mai decât religia. Ei au o experiență nefericită din cauza asta? Se plâng mirii și miresele de promisiunile înguste pe care și le fac unul altuia? I-am oficiat multe căsătorii. Nu am văzut niciodată pe noi căsătoriți nefericiți datorită angajamentelor lor.
Ei sunt bucuroși chiar dacă tocmai și-a făcut promisiuni pe viață. Imaginează că cineva se apropie de mireasă cu cuvintele vai. Acum te afli cu adevărat într-o situație grea. Gândește-te, nu mai trebuie să gătești pentru el în fiecare zi din viața ta. Ți se va cere să faci curățenie în casă, să-i suporți obiceiurile de dezordine. Această căsătorie este o vestărea. Știți cum răspunde acea tânără soție? Minunat, îmi place. Se presupune că cineva ar încerca să-l descurajeze pe creștinul botezat de curând, care tocmai s-a căsătorit cu Isus. Prin cuvintele acestea, oh, a intrat într-o încărcătură nenorocită. Gândește-te că nu mai poți merge la bar sau la dans. Nu mai poți merge la meci în sabat. Și nu mai poți mânca porc sau raci. Fără îndoială că acel creștin născut din nou răspunde, fericit. Minunat. Îmi place fiecare moment al acestui fel de viață. Explicația acestui răspuns este dată în 2 Corinteni 5 cu 14. Căci dragostea lui Hristos ne constrânge. Iubirea îi impulsionează pe oameni. Îi constrânge să facă totul pentru a plăcea celui care a murit pentru el. Niciun jug apăsător nu îi leagă pe acești ucenici de la calea slujirii și ascultării. Binecuvântați sunt cei care împlinesc poruncile lui ca să poată avea drept la pomul vieții, să poată intra pe porți în cetate. S-ar putea ca o poruncă să fie restrictivă, dar este o bucurie să fii constrâns de iubire. Pentru cel neconvertit, aceste gânduri sunt străine și contradictorii. Cei care nu sunt îndrăgostiți nu pot aprecia implicarea altruistă a celor ce au căsătorii fericite. Unele persoane căsătorite și-au distrus dragostea pentru celălalt și văd căsătoria ca o robie supărătoare. Problema nu este cu căsătoria, ci cu atitudinea lor. Atunci când creștinii încep să se plângă de povara religiei, problema nu este cu religia, ci cu inima lipsită de iubire a celor nemulțumiți de ea. Sunt toate astea opuse învățăturii lui Hristos cu privire la lepădarea de sine? I s-a spus nu. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze în fiecare zi. Luca 9:23. A vrut să spună că aceasta de drumul ascultării este greu, nefericit? Nu. Pur și simplu ilustra realitatea atracțiilor competitive din viața unui creștin. Vor exista întotdeauna atracții ale firii pământești, ale lumii, care fac apel la eu și încearcă să mă depărteze de Hristos. Fără influența constrângătoare a unei afecțiuni mai înalte, apelul emoțional la acest lucru poate fi copleșitor. Aici se descoperă autoritatea iubirii. Dragostea tare lui Hristos mă constrânge să mă prind de el și să spun nu invitației permanente a firii pământești, a diavolului și a lumii. Aceste provocări absurde la relația mea cu Hristos vor fi întotdeauna prezente, dar eu voi fi întotdeauna în stare să aleg să stau cu ele din două motive. Îl iubesc mai mult decât orice sau orice pe lume și știu că va face numai ceea ce îmi va aduce cel mai mare bine. Satana va folosi simțămintele ca una din armele sale cel mai eficiente, împotriva sfinților. Dar un creștin adevărat va recunoaște că nu te poți încrede în firea pământească și în simțăminte. Trebuie să slujim pe Dumnezeu datorită dreptății și adevărului, nu pentru că ne simțim dispuși. Stările sufletești au condus milioane de oameni să se lepere de Domnul, să trăiască pentru firea pământească. Cei mai mulți din cei care slujesc pe diavol azi o fac pentru a fi fost înșelați și orbiți de simțăminte. Este uimitor să îi privești pe oameni în căutarea fericirii, cum urmăresc superficialitățile păcatului. Evident că nu obțin nicio satisfacție adevărat, din fumat și băut, ci din potrivă se autodistrug prin comportament indulgent, dar ca și roboții urmează impulsurile dictate de dorințele lor carnale. Walter Winter a rezumat acest lucru într-un articol care l-a scris în ziar. Cei mai triști oameni din lume sunt cei care stau la oaltă singur încă se distrează. Privat Westret se află foarte multe locuri de distracție care caută să-i facă pe oameni fericiți și totuși ei sunt afundați în nefericire. Problema e că viața acestor mulțimi de oameni nu e condusă de puterea unei legi mai înalte, a iubirii spirituale. Fără o forță competitivă care să-i se opună, firea pământească are o influență stăpânitoare asupra minții și trupului. Eu răspunde la apelul emoțional și la impulsurile din afară și nu are nicio altă alegere decât să fie ținut captiv de către firea pământească. Aceasta amintește de o povestire despre care am auzit-o despre un lagăr de concentrare. Un om stătea privind prin gardul de sârmă-ghimpat a unui lagăr al morții supraaglomerat. Înăuntru, prizonierii aveau trupurile atrofiate, obragii subți și ochii duși în fundul capului. În timp ce omul de afară privea la spectacolul acestor prizonieri înfometați, unul din ei strigă: "Ha, tu nu poți veni aici, așa-i?
Imediat eul a reacționat la provocare. Cine spune că nu pot? Am să-ți arăt. Și omul s-a târât pe gard ca să se alăture celor trei și înăuntru. Aceasta este probabil cea mai apropiată ilustrație pe care o putem explica necugetatul carnaval al morții, care conduce milioane de oameni în fiecare zi, să violeze cu un comentariu al legilor ființei lor. Incredibil cum poate părea, eul este dispus să se facă nenorocit pentru a-și urma calea lăsată de el. Iar cei stăpâniți de firea pământească nu au nici putere să reziste ordinilor sale, nicio putere. Este mult mai ușor pentru ei să facă răul decât să facă bine. Iată vestea Evangheliei de plină a lui Hristos. Iar eu ofer chiar acum oricui citește aceste cuvinte. Iisus a venit să asigure puterea de dinamită prin care putem să fim atât de îndreptățiți cât și sfințiți. Ne putem avea eliberarea de vina păcatului, dar și de puterile lui. Prin acceptarea resurselor simple și gratuite ale Evangheliei, mântuirea este asigurată pentru toate etapele experienței noastre creștine, de trecut, prezent, viitor. Dumnezeu să ne ajute să nu ne mulțumim doar cu o înțelegere sau aplicare parțială a Harului Său, să ne prinde de incredibila bogăție și putere dunamis, care ne-a fost dată ca fi și fiice al lui Dumnezeu. Cum să cer biruința asupra păcatului? Ați auzit vreodată metoda progresivă de obținere a biruinței asupra obiceiurilor rele și asupra păcatelor? Este devenită metoda încercării, dar în general nu merge. Desigur că merge parțial, doar ce unele ispite și păcate dispar la bătrânețe, iar restul la moartea individului. Știți însă de ce metoda încercării nu este eficientă în înfrângerea diavolilor? De ce nu putem lupta împotriva lui câteva luni și în cel din urmă să-l alungăm? Pentru că diavolul este mai puternic decât noi. Putem lupta împotriva lui un an întreg, dar la sfârșitul anului tot el va fi puternic. Metoda încercării nu va zdrobi niciodată puterea păcatului, nicio împrejurare. Doar ce avem de făcut față unui dușman care va fi întotdeauna mai puternic decât noi? Care este un răspuns la slăbiciunea și împrângerea noastră? Această întrebare ne conduce la cel mai dulce și sublim secret din cuvântul lui Dumnezeu. În primul rând, trebuie să înțelegem că toate darurile cerului ne stau la dispoziție prin făgăduințele Bibliei, iar noi le primim prin credință. Petru descrie făgăduințele lui nespus de mari și scumpe. Ne asigură că prin ele se putem face părtași firii dumnezești. În făgăduință se găsește o mare putere care va fi oferită tuturor celor care o cer prin credință. Atât puțin sunt gata să crede că binecuvântarea promisă este a lor în momentul în care crede în ea. De ce este atât de greu a crede fără rezervă că Dumnezeu va face ceea ce promite? Să coborâm acum la miezul biruinței și să discutăm patru pași simpli potriviți cu Scriptura, care îi poate face orice credincios ca să ceară puterea lui Dumnezeu. Patru texte vor ilumina tranzacția aceasta uimitoare. Primul. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruința prin Iisus Hristos, 1 Corinteni 15:57. Lăsați minte să savoreze solia minunată a acestor cuvinte. Biruința este un dar. Nu o câștigăm prin eforturile noastre. Nu o merităm datorită vreunei presupuse bunătăți. Singurul lucru pe care trebuie să-l facem este să o cerem și biruința ne va fi dată gratuit prin Hristos. Care este singurul care a obținut victoria asupra lui Satan și dacă noi o posedăm, este doar pentru că o primim ca pe un dar de la el. Să vă întreb ceva. Aveți nevoie de biruință în viața voastră unui păcat norocit care vă subjugă? Unii se robi apetitului, alcoolului sau tutunului. Alții îți bat neajutorat în puterea imoralității, mâniei sau spiritului lumesc. Biblia spune că puteți avea biruință ca un dar prin Iisus Hristos. Credeți că vă dă această putere dacă rugați? Cât de sigur puteți fi că Dumnezeu va răspunde imediat rugăciunii voastre pentru biruință? Iată cât de sigur puteți fi. Tot astea sunt sigur cât de adevărate sunt cuvintele lui Hristos. Al doilea text este în Matei 7:11. Deci dacă voi care sunteți țări răi și să dați daruri bune copilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru care este în cerul va da lucruri bune celor ce le cer. Este un lucru bun să ceri biruința asupra tutunului sau asupra oricărui rău firesc sau moral. Bineînțeles. Nici nu ai nevoie să întrebi dacă este voia lui Dumnezeu. El ne-a spus deja în Biblie că este voia lui Dumnezeu să distrugă lucrurile păcatului și ale diavolului. Dacă ne rugăm să avem mai mulți bani sau un serviciu mai bun, ar trebui să cerem întotdeauna potrivit cu voia lui, dar biruința asupra păcatului este făgăduită oricui cere cu credință. Va da Dumnezeu biruință când ne rugăm? Iisus a spus că este mai dispus să dea acest lucru decât suntem noi să ne rănim copiii care sunt flămânzi. El așteaptă să vă onoreze credința, să îngrijească de toate nevoile voastre, după bogăția sa în slavă în Iisus Hristos. Aceste asigurări sunt atât de cuprinzătoare și nelimitate, încât mintea rămâne uluită.
De ce am fost atât și voielniți în a cere proviziile Harului? De ce este atât greu de crezut că Dumnezeu are putere să împlinească ceea ce spune? Iată următoarea întrebare. Cum știm că avem biruința după ce am cerut-o? Pur și simplu, pentru că a spus că o avea. Știm că Dumnezeu nu minte. Putem crede în făgăduința Lui. În momentul în care îi cerem, ar trebui să acceptăm procesul îndeplinirii, să-i mulțumim pentru dar, să ne ridicăm, să ne purtăm ca și când procesul a fost îndeplinit. Nu te-ai cerut sau așteptat vreun simțământ sau vreun semn. Acesta ne duce al treilea text, care se află în Roman 6:11. Toți așa și voi înșivă. Socotiți-vă morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu în Iisus Hristos, Domnul nostru. Cuvântul socotiți înseamnă credeți, considerați îndeplinit. Orice practicare a credinței ar trebui îndreptată spre cererea biruinței, apoi ar trebui socotit ca îndeplinit. Vă amintiți cum a mers Petru pe apă? El întreabă pe Iisus dacă poate păși în apă, afară din barcă. Pe mare furioasă, Iisus i-a spus să vină. Cât timp însă a făcut Petru imposibil un pe apă? Biblia spune, dar când a văzut că vântul era tare, s-a temut. Și că începea să se afunde, a strigat, Doamne, scapă-mă. De ce s-a temut Petru? Să nu se scufunde, să nece. În ciuda sigurării lui Hristos, că putea să umble pe apă fără niciun pericol, Petru a început să se îndoiască de cuvintele măsului. Atunci a început să se scufunde. Câte vreme a crezut făgăduința lui Iisus și a acționat cu credința, a fost în siguranță. Când s-a îndoit, s-a scufundat. Acum, care e lucrul imposibil de care vă afectează? Este umblarea pe apă? Este înfrângerea obiceiului fumatului sau al păcat opriștor? Hristos spune, veniți la mine. Eu vă voi da biruință. Atâta timp cât credeți acest lucru, sunteți eliberați și veți avea biruință. Este chiar atât de simplu. În clipa în care cereți biruință, este plasată în viața voastră ca un izvor de putere. Nu o veți simți, dar ea există și va aparține atâta timp cât o acceptați prin credință. Pentru unii oameni, eliberarea este atât de dramatică, încât ei pierd chiar și pofta de a păcătui. Cei stăpâniți de obiceiul fumatului au fost uneori eliberați de dorința de a fuma. Aceasta însă nu este un modul obișnuit în care Dumnezeu lucrează. De obicei, dorința rămâne, dar în momentul ispitei, puterea de a trece pe lângă ei izvorăște din interior. Credința acceptă eliberarea și cere mereu biruința, care se află în posesia sigură a credinciosului. Pasul final spre victorie este descris în al patrulea text, Roman 13:14. Ci îmbrăcați-vă în Domnul Hristos și nu purtați grijă de firea pământească pentru ca să-i treziți poftele. Atât puternică este încrederea în puterea destinată de Dumnezeu, că nici nu se ia în considerare căderea din nou, sub puterea celui păcat. Folosiți metoda vechea încercării, era de așteptat să ieșuieți în cele mai multe cazuri. Țigările erau puse pe raft, iar fumătorul spunea, voi încerca să nu mai fumez niciodată. Dar dacă nu reușesc, știu unde sunt țigările. Folosim metoda încrederii, nu avem niciun motiv să ne temem de eșec, din cauza slăbiciunii omenești. Biruința nu depinde de tăria noastră, ci de puterea lui Dumnezeu. Noi putem eșua, dar nu el. Țigările sunt aruncate. Orice metodă ar putea implica vreo doză de compromis este abandonată. Micul Jimmy se află în curcătură deoarece a plecat să noate în ciuda interdicției mamei lui. Când a fost întrebat de ce nu a ascultat-o, Jimmy a răspuns, pentru că a fost ispitit. Atunci mama a spus, am observat că ți-ai luat costumul de not cu tine azi dimineață. De ce ai făcut-o? Jimmy a răspuns, pentru că mă așteptam să fii ispitit. Acest lucru este tipic celor care nu au încredere suficientă în puterea lor de a obține biruință. Ei și-au măsuri pentru eșec. Cineva s-ar putea să obiecteze că acest lucru poate fi descurajator. Să presupunem că o persoană eșuează. Chiar și Petru a început să se scufunde. Dacă biruința nu era menținută, nu ar fi zguduit încrederea în Dumnezeu. Nu. Scufundarea lui Petru nu avea nimic de a face cu eșecul puterii divine. Ea nu a schimbat voia lui Hristos pentru el de a umbla pe apă. Arăta doar nevoia lui Petru de credință mai puternică, pentru a face în stare să asculte de porunca lui Hristos. Credința noastră s-ar putea să slăbească. S-ar putea să avem nevoie să ni se amintească de dependența noastră totală de puterea lui. Acest lucru însă nu micșorează cu nimic planul frumos al lui Dumnezeu de a da putere și biruință prin făgăduințele nespus de mari și scumpe ale Bibliei. Fără credință din partea primitorului, nici chiar promisiunile lui Dumnezeu nu pot fi însușite. Limitele sunt definite clar în cuvintele lui Iisus. Facă-vi-se după credința voastră. Aceasta este tot, prietene, în toată simplitatea și este posibil. Dacă ești dispus să fie eliberat, este posibil. Nimic nu-l va ajuta pe cel care nu este dispus să renunțe la păcat. Dar dacă vrei, eliberarea va exista biruință. Puterea, eliberarea, doar să-l accepți prin credință și sunt ale tale. Crede și cere chiar în clipa aceasta. Dumnezeu vrea să fii liber.